Gândurile frumoase pe care le încerci față de persoana dragă nu ar trebui să ne lipsească niciodată, indiferent de situație. Fiecare clipă petrecută alături de persoanele dragi e un motiv de bucurie, un motiv de a sărbători cel mai de preț dar pe care întreg universul conspirat să ți-l dezvăluie. Așa că ia-ți timp și fă-le ziua mai specială, mai dulce și de neuitat. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, tatăl meu ăsta! Da? Așa, bă! Bună ziua la tatăl meu! Bună ziua, tatăl meu! Bună ziua, tatăl meu! Doamna Tatiana! Eu mă numesc Victor, sunt acompaniat surpriză de cei dragi. Cineva în această zi, tare de frot să fie alături de dumneavoastră, dar din păcate n-a putut. Dar prin intermediul nostru, a potrivit această zi să vă facă mai specială, de neuitat, un pic mai dulce și cu multe emoții pozitive. Cum credeți? Cine ar fi vrut să fie alături de dumneavoastră, să spui sincerul la mulți ani? Și mamica este psihotare și una nășei, este psihotare. Eu mă gândesc în nășei. Nu, evident, de parcurs, care îi vă doresc multă sănătate, fericire, dragoste, visele cele bune azi să devină realitate, tot bine de lume să vă aparține. Și sincer, la mulți ani, astăzi vă aparține dumneavoastră, la mulți ani, toți fericiți și multă sănătate. Iar cum sunt, glorii! Așa să fiți dumneavoastră până la adânci bătrânețe. Pe 100 ani din vă controlez dacă sunteți chiar așa frumoasă și tânără. Și zâmbetul pe buze mereu. Sunteți așa de chiar frumos cu flori. Și așa un coș fruct pentru dumneavoastră. Iar ca știți cine a făcut această surpriză, autorii v-au scris un mesaj de felicitare dedicat pentru dumneavoastră. Să-ți legi un destin în fața lui Dumnezeu cu cineva aproape a sufletului e frumos și minunat. Dar să primești în suflet și așa în casa ta o pereche de oameni minunați precum voi e perfect. Scumpa noastră tine, curând scăldate în dragoste și stimă, venim la tine pentru a-ți zice acest călduros la mulți ani. Am străbătut azi miile de kilometri și orice secundă trecută s-a sfărâmat în necura timpului pentru a păși cu inimă în casa fiilor pentru a vă aduce aceste felicitări. Îți dorim infinitul de sănătate și fericire, nemărginitul succes și miile de împliniri în tot ce depui, visele și dorințele. Ești un suflet cald și blând. Zilele ce vin în calea ta să-ți aducă doar zâmbete și clipe intense în armonie și frumoasa ta familie. Să ai mândrie și pace interioară de la scumpii copilași, iar cei ce-ți oferă sprijin și siguranță să fie o viață și în plus o secundă mai mult alături de tine. Ești minunată și veselă mereu. Fii fericită, draga noastră fină, fiindcă mereți tot ce e mai bun în lume și zâmbește către ziua de mâine, fiindcă tot ea îți va aduce împlinire și succes. Ești deosebită și aproape sufletului nostru. Rămâi așa mereu. Noi te iubim și cu mult drag îți spunem la mulți ani. Iar acum, fie ca vinul curs în pahare să aducă pe timpul tău doar bună dispoziție și eliberarea tuturor grijilor. Petrecere frumoasă și primiți această zi ca pe un dar frumos, realizând că sunteți oameni bogați în cei mai sfânt și bogat pe lume. Cu multă dragoste și stimă, nașul Serghei și cu lăcrămioara. La mulți ani! Ce le spuneți autorilor? Nașilor dumneavoastră care au făcut această zi atât de specială, cu atâtea emoții pozitive. Le urez mult sănătate, fericire și le mulțumesc pentru așa surpriză neașteptată. Și îmi pare rău că nu sunt alături de noi, că sunt departe. Și le doresc tot binele din lume. Poți să-ți vii și mă zicam, la masă. Și venite la masă. Cine vrea să mi spui câteva cuvinte? Mamă, ce spuneți fiice dumneavoastră? Tania, îți doresc mult sănătate și fericită. Dumnezeu să te aibă în pază să timp și să mă bucur. Noi? Noră, noi fie, noi fie. La mulți ani, spune. Are emoții. La mulți ani, la mulți ani. Că la mulți ani din partea mamei să fii sănătoasă, nu le dorim mult sănătate, iubire. Și tot timpul să vă vedem împreună și să creștem copiii sănătoși fericiți. La mulți ani! Dragă cumnată, îți doresc cine e frumos în lumea asta și sănătoasă, fericită. Alături de bărbat, soț, copil, și Domnul să vă aibă în pază mereu, să fiți cea mai fericită familie pe lumea asta. La mulți ani! Bărbatul cu soț, n-am înțeles. Bărbatul cu soț.
bărbat, soț, e soț. Noi numim de fie un am înțeles, că el e un bărbat, un soț, e un soț. Doamna Tatiana, iar acum autorii le arătăm așa o salutare și îți spuneam să vii acasă. Așa e? La revedere! Sergei, hai veniți acasă! Veniți acasă și vă așteptăm cu drag! Să regretăm niciodată trecerea timpului. Fiecare zi pe care o trăim este un dar. Ziua de naștere e un bun prilej pentru a privi în urmă și a înțelege că nu în zadar am trăit, având alături oameni dragi, care atât de mult înseamnă pentru noi.